Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care discutăm despre activitățile de la Crucea Roșie, pornind, așa cum ați putut afla din prima parte a emisiunii, de la activitatea de astăzi din Parcul Sfinții Îngeri, de lângă Piața Centrală, acolo unde sute de buzăieni au beneficiat gratuit de măsurarea tensiunii și a glicemiei. În studioul nostru, reamintim, se află doamna director de la Crucea Roșie Buzău, Floarea Bârzu, alături de dânsa a rămas Nicoleta Păun și în locul Andrei a venit Ștefan Saiașa, să nu greșesc, Tudose. Corect, bună seara. Bună seara, Ștefan, elev la seminarul teologic, voluntar, de asemenea, în cadrul Crucii Roșii, pe care îl întrebăm acum, Ștefan, tu cu ce te-ai ocupat astăzi la acțiunea asta? Activitatea mea a constat în a explica oamenilor de ce este importantă o trusă de urgență în caz de calamitate. Având în vedere că ne confruntăm cu două calamități principale, inundațiile și cutremurele, s-a ajuns la o hotărâre ca fiecare familie ar fi obligatoriu să aibă o trusă de prim ajutor. În ce constă o trusă de prim ajutor a familiei? Trusa de prim ajutor a familiei constă în faptul că ea, în conținutul ei, nu exteriorul este important, ci interiorul, ca întotdeauna, are tot strictul necesar pentru... Dar arată și bine. Poftim? Stai ca să fiu așa. Ok, arată și bine. Arată și bine pe exterior, roșie, așa. Scrie SOS pe ea, foarte corect. Da, și mesajul e interesant. Dar mai importante sunt obiectele din ea. Cu siguranță. Exteriorul ca exteriorul. Voi enumera câteva obiecte. Principalele ar fi alimente neperisabile, nu să fie multe, cât să ajungă radio cu baterii de rezervă pentru a afla știri din țară în cazul în care apele în cazul inundațiilor se mai liniștesc sau cutremurele nu au replici. Un alt aspect important sau un alt element al acestei truse este lanterna pe timp de noapte sau în cazul în care te afli sub dărâmături, să-ți poți ghida ochii ca să poți să ieși la lumină. Un alt element ar fi apa. Este necesară. Auzim în fiecare zi la televizor, consumați minim 2 litri de lichide. Nu știu, fiecare după gustul său, nu sunt chiar 2 litri, ar trebui chiar mai mulți. Trusa conține un galon. Este un recipient mult mai bun decât sticla propriu-zisă de plastic, care menține apa perfectă în starea în care o pui la momentul respectiv. Mai ales, știu și eu, tinerii, dar toate persoanele trebuie să consume lichide, apă, suc natural și tot ceea ce ține de un plus de sănătate. Lichide care să-ți asigure din nou un strict necesar în timpul calamităților. Un alt element este o hartă. Asta dacă, mă rog, oamenii fac rost de o hartă pentru a-și îmbunătăți trusele, harta pentru a te ghida spre un loc de campare. Adică un loc sigur, am văzut cum e și în Italia, de exemplu, în urma cutremurului, românii noștri au fost plasați în tabere pentru a fi protejați de poate viitoare replici ale cutremurelor. Trusa de prim ajutor este un obiect de bază care nu trebuie să lipsească. Nu știm cu ce ne confruntăm. Ziua de mâine ne rezervă fel de fel de evenimente. Nu știm cu ce avem de a face. Mama natură nu ne trimite un feedback pozitiv întotdeauna. Observăm că aceste cutremure produc dezastre și cum știm că în România există foarte multe clădiri cu bulină roșie, situațiile sunt imprevizibile, adică este ceva unexpected și trebuie să ai la îndemână o trusă de prim ajutor pentru familie. Depinde acum și de numărul familiei. Te-am ascultat cu mare plăcere, Ștefan. Aș putea să spun că știi despre trusa asta sau o cunoști ca pe propriul buzunar. Putem spune. Da. Am văzut și eu trusa astăzi. A zis foarte bine că ar trebui să fie în dotarea fiecărei familii din România. Există într-adevăr și o lege, un proiect sau, mă rog, un proiect de lege, ce este cu dotarea asta? Da. Noi avem și niște cursuri care țin timp de o oră pentru familie sau în școli am putea să le
predăm copiilor. Bun, le predăm, doamnă, dar uite, vine, intervine familiei. Această parte financiară, pentru că asta este o problemă. Nu știu, la cât este estimat costul unei deci, truse? Ce se întâmplă? A, unei truse? Da, da, da. Dar o trusă nu trebuie, am spus, arate ca cea care o avem noi, da, la Crucea Roșie. Poate să fie orice altă... Da. Iar noi esențiale. Ne putem lua ceea ce avem nevoie, că mai trebuie și o folie de protecție care, în caz că e nevoie, ține și cald, câteva medicamente, mai ales cei care au nevoie de medicamente, un fluier ca să te faci auzit în caz că ești prins sub dărâmături și, mă rog, ce mai trebuie? Toate astea le putem lua și nu la prețuri foarte mari și să le avem pregătite acolo într-un colț al casei, iar în momentul în care, Doamne ferește, vine un cutremur, fiecare în casă are un loc bine stabilit sub o grindă sau, mă rog, sub, în dreptul ușii sau unde să... și ia trusa alături. Nu se știe ce se întâmplă. Da, după cum spuneam și înainte de pauza de publicitate, trebuie să întâmple ceva ca să reluăm subiectul ăsta legat de cum ne descurcăm noi în situații de urgență, respectiv în cazul nostru după acel seism din Italia, ce ne facem noi după un cutremur major. Suntem într-o zonă cu risc seismic ridicat, noi cei de aici, din Vrancea, Buzău, capitală și multe alte zone, dar observ că de fiecare dată se discută foarte mult, domne, ce facem, mai apare câte o lege, mai apare câte o noutate, după aceea cred că durează așa vreo lună și se uită tot. Din păcate. Și în timp ce vorbeai tu, Ștefan, mă gândeam ce se întâmplă în țările astea mult mai avansate din punct de vedere al civilizației. Țările occidentale. În țările occidentale, unde eu cred că lucrurile astea, apropo de trusă, de fiecare familie să aibă, cred că ei sunt cu mult peste noi. Cu mult peste noi. Într-adevăr, țările mai dezvoltate au, desigur, și bugetul le ajută, dar de aceea sunt și țări dezvoltate. Au acest avantaj, pot avea truse, spre deosebire de țările estice, care chiar duc lipsă de aceste echipamente esențiale și necesare fiecarei familii. Despre țările occidentale, normal, de mult nu s-a mai confruntat Occidentul cu un astfel de cutremur, având în vedere că sutele de morți sunt o pierdere catastrofală, printre care și românii noștri. Bine, românii noștri, ferească Dumnezeu, nu au atins suta, dar avem în vedere că frații noștri lucrează acolo, sunt cei de conaționali ai noștri care lucrează în Italia, în Spania, în Germania. Trebuie să aibă această trusă, ca toți ceilalți cetățeni, pentru că trăim într-o Europa care se spune că trebuie să fie civilizată, Europa civilizată care să facă față tuturor evenimentelor care se arată pe parcursul timpului. Bun. Aș dori să o întreb pe Nicoleta. Știu că înțeleg că ai participat la o tabără. Da, a fost tabără internațională de dezastre. A fost chiar acum 2 săptămâni la Poiana Pinului. Am învățat cum să acționăm în caz de dezastru și chiar la sfârșitul taberei am participat la o acțiune în care noi eram refugiați și chiar am fost în pădure și... Deci a simulat un... Da, am simulat chiar cum se întâmplă. Bun, și ce ar trebui să fac cineva? Ce situație a simulat? Adică ce situație de urgență? A, nu, a fost starea de război. Starea de război? Da. Și asta, din păcate, că n-am mai avut suntem case, un pic așa... N-am mai avut, mai ales cu tensiunile astea la nivel geopolitic. Da, și Crucea Roșie funcționează pe timp de pace, trebuie pe timp de război și ca auxiliar a autorității publice are vine funcție prima dată, de sprijin de ce în caz de dezastru. Da. Nu se știe ce vine nu prima dată. Nu se știe dată. Niciodată. Ia, așa, caz de război, bun. Da. Și ați ajuns în pădure. Da. Cum ar trebui să se descurce sau ce ar trebui să aibă la îndemână? Și dacă nu are la îndemână, cum găsește soluții pentru a avea în pădure cineva care rămâne pe acolo în caz de război? Înainte de a începe exercițiul, ni s-a spus că trebuie să luăm la noi ce considerăm noi că ne-ar trebui. Și doar că între timp noi am avut bani, apă, mâncare, haine, ce am crezut noi că ne trebuie. Dar între timp am fost
atacați de niște teroriști, care erau tot din Crucea Roșie, dar făceau pe teroriști atunci, și ne-au luat banii, ne-au luat mâncarea și am rămas, da. Da, și am rămas doar cu apă. Și pe drum am mai întâlnit persoane care au avut, ne-au ajutat. Și cum? Deci voi nu știați de scenariul ăsta? Nu. V-au surprins teroriști ăștia. Da. Și au avut și arme, au avut și costume, erau și machiați. Deci și ei s-au comportat ca niște teroriști adevărați. Da. Interesantă experiență, da, din care se învață și la rândul vostru învățați pe alții. Cine a organizat evenimentul ăsta? Crucea Roșie Română. Au fost din toate județele și din foarte multe țări. A fost tabără internațională, da. Și cum în alte țări este, chiar este război și sunt, ne confruntăm cu problema asta a migranților și așa mai departe, se simulează tot felul de probleme care ne-am putea confrunta și noi. Așa că au de învățat. Bun. Ștefan, ce facem noi în caz de cutremur? Uite, în Buzău. Ce facem noi prima dată? Nu știu, cei de la bloc. Depinde de ipostaza. Da, uite, cei de la bloc. Cei de la bloc, întotdeauna. În cazul unui cutremur, unul care, Doamne ferește să nu se întâmple, dar, repet, istoria ne dovedește. Da? 77, 80, 86, 90... Manevra de bază este refugiul sub tocul ușii. Toată lumea știe de această manevră. Este veche de când lumea, deoarece tocul ușii reprezintă un punct stabil unde n-am putea fi răniți. Și am avea și posibilitatea, odată ce nu mai vin replici, să strigăm și după ajutor. Este punctul în care, mai mult ca sigur, casa nu se va prăbuși peste noi sau respectiv blocul. O altă manevră este să nu stai în centrul casei, sau în pat, sau în fotoliu, sau în scaun, deoarece nu ai certitudinea că blocul este foarte sigur. Poate să cadă tavanul pe tine, ce faci atunci? Cel mai bine este să te duci rapid lângă tocul ușii, iar trusa despre care vorbeam este necesar să se afle într-un punct din care știi că o vei lua la momentul respectiv. Adică să fie într-un colț al casei în care, pac, ai izbucnit cu tremurul, ai luat trusa, te-ai pus la colț. Încep să o cauți, mă rog, sau să dai greu de ea. Exact, exact. Bun, și ce faci? Nu e pe scări? Nu e pe... Nu, este interzis să o luăm pe scări. Nu se poate să o luăm pe scări, scările o să pice cu noi. Da, trebuie să așteptăm până când se liniștește. Trebuie să așteptăm până se liniștește, iar timpul de așteptare nu este de 5 minute sau deși de 10. Așa pare. Da. Am trăit câteva cutremuri din astea. Nu se mai oprește, nu. S-a oprit? Nu. Cam... Mai durează? Cam o oră. Și pe aia vorbim de 30 de secunde, așa, adică, a. Cam o oră ar trebui să așteptăm până a observat clar că replicile nu se înmulțesc, că nu revin. Odată ce cutremurul s-a terminat, dacă avem posibilitatea de a ieși, poate s-au prăbușit, cine știe, scările s-au prăbușit, nu avem unde să coborâm, evident că nu ne vom apuca să, știu și eu, să sărim pe geamuri. Să facem pe Spider-Man. Exact, pentru că principalul lucru pe care orice om trebuie să-l realizeze este să nu facă nici pe eroul, în cazul care vrei să salvezi un vecin sau vrei să salvezi o rudă, nu facem pe eroi. Întotdeauna ne asigurăm că viața noastră nu este pusă în pericol. Trebuie să așteptăm personalul specializat pentru a veni și pentru a interveni la locul în care s-a produs nefericitul eveniment. Cum am spus, scările, dacă nu pot fi utilizate, așteptăm. Pompieri, smurd, am zis, personalul specializat. Sau Crucea Roșie. Sau Crucea Roșie. Doamna Burz mi-a adus aminte de un lucru. Așa, că urmează și pentru dumneavoastră o întrebare, doamnă. Așa. În Italia și românii noștri au acționat, pe lângă italieni, în a scoate oamenii răniții, morții de sub grămezile de pietre și de bolovani. Da, am văzut și cazul acela mediatizat în la televiziunea din Italia cu cei doi frați români care, da, care au salvat. Da, mai mulți cetățeni de sub dărâmături și care au acționat așa cum... Uite, domne, că nu sunt numai furăcioși pe acolo sau în alte țări. Da, așa era și titlul. Sunt românii blamați. Păi despre ce vorbim? Da. Doamnă, eu vreau să vă întreb dacă, uite, tot așa în cazul acesta... Cu tot cu voluntari, așa, putem să facem față? Dacă, repet, Doamne ferește, s-ar întâmpla un cutremur major.
Domnul Bulgăria, știți Curcea că noi am mai trecut prin astea. Da, da, noi avem funcție de sprijin. Da? Da. Suntem auxiliari autorității, nu stă baza în noi. Dar de multe ori am făcut părerea mea, destul. Că am avut și înzăpeziri și inundații, începând cu 2008 cu Moldova, dacă vă amintiți, în 2010, iar inundații, în 2011, în 2012, nu mai vorbesc la înzăpezirile din 2012. Dar, nu știu, dacă m-ați întrebat pe mine, ar trebui parteneriat cu autoritățile, că noi nu putem singuri, nu ține de noi, să avem un centru pentru dezastre, l-aș numi, care să, în care să avem locuri de cazare. Avem noi un centru de zi și de noapte, dar nu este ce visez eu, ce cred eu că ar fi necesar pentru noi. Să avem dușuri, să avem toalete, să avem sală de masă, să avem bucătării, să avem o altă sală cu mașini de spălat și cu tot ce este necesar ca pentru o perioadă. Nu neapărat la cutremur. Uite, s-a întâmplat acum de, nu de mult, nu știu, vreo 2 ani cât or fi, un bloc de garsoniere din Crâng, care a explodat. Și oamenii au fost duși prin săli de sport pe la, nu știu ce, licee și așa mai departe. Da, nu. Cel de micropași. Și, da. Cred bun. Că-s vreo 4-5. Bun, asta să cazăm oameni. Și, foarte important, teren în preajmă, pentru a monta corturi, domnule, noi avem corturi, avem saltele, saci de dormit, tot ce trebuie, da? Avem pentru apă, recipienți, tot felul de chestii, da? Care la un moment dat ar însemna enorm să putem să ducem oamenii acolo să-i, până ne organizăm, până... Da, ce spuneți dumneavoastră, confirmă oarecum că noi nu prea avem un plan așa, nu prea, chiar conturat, cât de cât să, domne, să, pentru că dacă, doamne, se întâmplă ceva acum, ce, o luăm așa tot cu hieropisme, du-te acolo, fă aia, ce mai face? Și, instituțiile specializate vor fi având, au planurile dumnealor, au, dar strică să mai avem ceva? Să ajutăm, uite, cu voluntarii noștri care sunt pregătiți pe prim ajutor foarte important. Anul trecut s-a încheiat printr-un ordin al Ministrului Educației cu Crucea Roșie Română, suntem acreditați de Ministerul Educației cu diplome date de Ministerul Educației cu credite pentru profesori. În toate școlile, toți profesorii ar trebui să participe la cursuri de prim ajutor. Sunt în preajma copiilor tot timpul, și în timpul școlii, și în vacanță, în tabere și excursii, da? Mai mult de atât, uite, noi Crucea Roșie Buzău, că avem proiectul ăsta de multe, câțiva ani buni, ne oferim sprijinul ca școlile care își trimit profesorii la cursuri de prim ajutor, noi gratuit formăm un instructor profesor de sport sau de biologie, cu condiția ca profesorul să predea gratuit copiilor, elevilor, la cerere, că noi obligăm, cursuri de prim ajutor. Deci, în caz de dezastre, știți cât contează acest lucru? Da, nu mai zic de poliția locală, de care e în preajma oamenilor tot timpul. O intervenție din partea unei persoane care știe manevrele de prim ajutor. Cât ar conta și... când atunci toată lumea, și eu știu din experiență, când am avut înzăpezirile din 2012, credeți că atunci am așteptat sau au venit numai voluntarii care erau înscriși cu acte la Crucea Roșie? Nu! Deci o mare de oameni au venit să ajute. Firme cu mijloace de transport ni l-au pus la dispoziție, alimente, apă, de toate au venit la Crucea Roșie. Să ajutăm oamenii. Dacă acești oameni ar veni și ar scoate un rănit sau, mă rog, dintre dărâmături, și ar ști în primul moment ce să facă până ajunge, că atunci o să fie foarte solicitată și smurdul și ambulanța și toate, da? Contează foarte mult să-l menții în viață până la sosirea echipajelor. Nu știu, așa văd eu lucrurile, așa gândesc eu. Nu știu, cred că așa ar fi corect să fie. Corect. Și să avem, de multe lucruri, să avem de totul pregătit acum pe timp de pace, în ghilimele, da? Ca atunci când se întâmplă să nu mai fim luați pe nepregătite. Iar pe timp de război să ne ferim de teroriști. Sau cum să facem să supraviețuim, să nu ne... Sau cum facem noi să ne ferim de ei? De teroriști. Da, de teroriști. N-a fost niciun scenariu, adică acolo, pe lângă ăsta...
Dom'le, vi s-a dat alternativa. Uite nu ce trebuia să faceți. Nu. Doar când eram în pădure, trebuia să mai întâlnim. Ne-am mai întâlnit o dată cu teroriști, dar erau alți teroriști. Adică cum stai asta? Asta deja e sunat. Adică erau cum? Adică nu erau aceiași care ne-au atacat prima oară. Erau altă serie de teroriști. Erau mai blânzi ăștia cum? Ăștia erau mai... Nu, aceștia ne-au luat și mai... ce alți bani pe care mai aveam. Dacă mai aveam cumva niște deci... bani, tot ne-au luat bunuri. Mai multe bunuri ne-au luat. Și apoi noi am mers mai încet prin pădură ca să nu ne mai întâlnim și a treia oară cu alți teroriști. Și cam asta a fost, că a trebuit să facem liniște ca să nu ne audă nimeni, să ne auzim doar noi între noi și nu vorbeam atunci, chiar nu scoteam și oricum la noi nici măcar nu aveam telefoane sau să comunicăm, nici măcar ceasă nu știam atunci cât este. Da, la fel, mă gândesc că astfel de activități, de acțiuni, de... În alte țări sunt de mult antrenate. O, Doamne, păi, când s-a întâmplat... Pentru cineva așa, oare... Cum, vedeți, dumneavoastră, când s-a întâmplat accidentul... Nu știu, acela... care ascultă așa, ce da se joacă? Dom'le, astea sunt niște mentalități. Dom'le, care, la alte, Crucea Roșie alte... italiană sunt 90.000 de angajați pe ambulanțe, numai pe ambulanțe cu bani de la Ministerul Sănătății. Pentru că atunci când s-a întâmplat la colectiv... tragedia, am primit mail-uri și spuneau din Italia. Zice, domnule, la noi în Italia când se întâmplă un accident, primii la fața locului sunt cei de la Crucea Roșie. Unde era Crucea Roșie la colectiv? Și un răspuns a venit imediat, prompt. Da. Păi stați un pic, și eu sunt voluntar la Crucea Roșie Italiană, dar Crucea Roșie Italiană are atâtea ambulanțe, nu știu câte sute de mii, și atâția angajați. S-a investit foarte mult în alte servicii, în ambulanță și în smurt. Suntem la finalul emisiunii. Ștefan, am putea să te întreb tu, cum ai ajuns voluntar la... Sunt voluntar de 2 ani. De 2 ani. Vara trecută, într-o dimineață de iulie, m-am trezit cu gândul că ar trebui să mai fac și altceva în afară de a lectura cărți. Sunt bibliofil și, mă rog, cam asta fac în timpul verii și, mă rog, plimbări, excursii prin țară, uneori am mai avut posibilitatea să merg prin străinătate. Bun, deci m-am trezit într-o dimineață de iulie și am zis că trebuie să mai fac și altceva pe lângă rutina aceasta de vară. Am ieșit în oraș, undeva pe la ora 10 și m-am întâlnit cu un prieten de la care frecventa Crucea Roșie și mi-a spus că este un loc minunat unde poți să porți un dialog cu oamenii, cu oameni care chiar te înțeleg și care chiar vor să facă ceva pentru cei din jur. Vreau să definez puțin acest voluntariat. Voluntariat nu înseamnă să primești ceva, nici să n-ai așteptări, să nu-ți treacă prin neuroni că vei primi ceva de gen material sau vei fi lăudat. Nu, a fi voluntar înseamnă a ieși din granițele egoismului și egocentrismului, pentru că secolul 21 este caracterizat de această molimă, a ieși din granițele ignoranței și a face ceva pentru cel de lângă tine. Orice, dacă ție ți este bine și celui de lângă tine, evident că trebuie să-i fie bine. Asta înseamnă a fi voluntar. Vă mulțumesc foarte mult, să mulțumesc și ție, Ștefan, pentru ultimele cuvinte, că le-am ascultat la fel cu interes, ca de altfel toate cele spuse în această emisiune. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru detaliile oferite și vă felicit încă o dată pentru activitatea pe care o prestați. Mulțumim. Bun, le mulțumim și celor care ne-au urmărit în această seară și celor care au trimis mesaje. Să aveți parte numai de bine. La revedere!